Bună dimineața! Astăzi e într-adevăr mult mai bună decât ieri. Am ajuns cu toții, nu numai eu, nu sunt eu neapărat etalonul, dar într-adevăr lumea am văzut că era într-un circuit fluid de trafic, pentru că în ultima vreme am acordat foarte multă atenție felului în care se circulă dimineața. Ieri, vă aduceți aminte, n-are rost să reamintesc ce nebunie a fost. În schimb, astăzi parcă suntem într-o altă lume, deocamdată. O să vedem și la rubricuța de vreme imediat cum stăm cu temperaturile, dar apropo de ce a fost ieri, colegii cred că sunt pregătiți. Ieri departamentul de știri a fost foarte pe cai mari, să zicem, cu imagini. Avem o grămadă de imagini cu cum să le numim noi, râuri, lacuri și alte forme de genul acesta, care dintr-o dată s-au format. Deci a fost un fel de magie a vremii sau magie a unora. Haideți să vedem un pic cum s-au revărsat râușoarele din Cluj. În cartierul Dâmbu Rotund, de exemplu, pârâul Lomb a măturat totul în cale. Cred că n-am distursă. Toate. De obicei se scurge așa. Când e supra, e gata, că nu mai duce canalizare. Oamenii aruncă gunoaie și se întâmplă ce se întâmplă. Mai ales când îți ploi mai multe așa și când îi rupere de astea, oricum se spune, cam vine. A plouat foarte mult, la apa asta este imposibil să nu iasă afară. Probleme cauzate de canalizare sau de lipsa acesteia au fost semnalate în mai multe zone din oraș. Avem 15 cereri anul trecut la primărie, 15 răspunsuri că e stradă privată. Dacă e stradă privată, atunci noi o închidem. Dar nu e stradă privată și ei ne spun pentru că acest domn din partea asta care deține acest teren nu-și retrage până ia o autorizație de construcție, că nu pot să facă nimic la stradă. Ei, asta înseamnă că dacă domnul ăsta 20 de ani nu construiește, strada asta va rămâne 20 de ani în Cluj, oraș european, așa cum o vedeți. Într-adevăr, au fost mai multe drumuri care, datorită faptului că nu a făcut față canalizarea, au fost solicitări pentru a se interveni, însă în locurile respective nu se poate interveni în momentul în care canalizarea sau scurgerile de apă nu fac față. Ultima rupere de nord s-a produs la Cluj în urmă cu 2 săptămâni și atunci orașul s-a aflat sub ape. Vestea bună este că începând de mâine vremea se îndreaptă, vom avea parte de soare și de temperaturi de 30 de grade Celsius. Păi, acum e destul de complicată povestea aia cu drumul, într-adevăr, că dacă drumul, bucata aia de pământ e proprietate privată, într-adevăr, autoritățile nu au cum pe lege să intervină. Deci nu au cum. Mi se pare acolo o măgărie din partea individului care, cum să zic eu, să zicem așa din popor, îi se fulfuie. Bine mă, vreți voi să mergeți pe strada mea și eu nu vă fac strada și ce? Crezi că nu dorm bine? Adică e exagerat puțin, cam asta pare să fie atitudinea, pentru că drumurile, deci dacă acolo, în evidența proprietăților, a drumurilor, e clar trecut drumul acela în proprietate privată, ce să facă primăria? Să vină să pună ce, pod de flori ca să treci peste, ce să facă? N-are ce să facă, pe lege. Mai eu înțeleg și pe oamenii care sunt acolo revoltați. Pe aceeași chestie se întâmplă și unde locuiesc eu. Ce să fac? Nu pot să mă duc unde este proprietatea privată, unde este drum preluat de primărie și nu vrea primăria să se complice, că vai, se murdărește pe unghiuțe. Aia e partea a doua, acolo e o tâmpenie ordinară. Și sper să plătească la un moment dat cineva. Nu am mari speranțe, dar măcar un pic așa tot sper. Bine, dar în altă parte, pe o altă direcție, băi, dacă e proprietate privată, nu am decât să aștept ca persoana care e proprietarul respectivului drum să facă drumul acela. Și sincer, pentru mine aia e speranța, să se facă dracu drumul ăla privat, că drumul ăla public unde locuiesc eu, primăria, mai așteaptă un pic. Așa se pare că face numai când dorește. În fine, revenind, deci dacă aici, la drumul ăsta, proprietar este o persoană fizică și nu primăria, e trist, dar mă întreb oare e singura cale de acces sau are pe acolo, nu știu ce, oricum arăta urât. În fine, totuși eu nu înțeleg, era o doamnă, parcă zicea o doamnă, a plouat mult. Băi, frate, n-a plouat mai mult decât a plouat altă dată, plus că încă nu s-au strâns, nu știu cât perioade
între zile, între săptămâni întregi de ploi, una într-una, astfel încât să zici, băi, da, nu mai atâta ploaie a venit, că nici nu mai știi pe unde să te uiți în stânga, în dreapta, peste tot și e numai apă. Nu e chiar așa. Dar mai e încă o poveste. Băi, canalizările. Bă, dar nu cumva toate orașele trebuie să aibă un sistem de canalizare? Păi da. Dar oare nu cumva canalizarea asta trebuie totuși îngrijită? Adică trebuie să cureți din când în când pe acolo canalele alea, ce știu eu, niște proceduri. Mă gândesc eu. Adică e ca și cum faci un șanț, dar tu nu mai cureți veci. Și la un moment dat te întreb, bă, dar de ce nu mai merge apa în șanț? Păi că deja s-a umplut de mizerii. Mai avem încă un reportajel în sensul acesta. Tot colegii de la știri au fost harnici. Specialiștii companiei de apă Someș susțin că inundațiile s-au produs în special din cauza canalizării înfundate cu diverse obiecte menajere, pietriș de pe șantiere sau chiar cu iarbă proaspăt cosită. Sub podul N, la ieșirea din Mănășturi spre Florești, respectiv intrarea în Cluj, acolo pur și simplu toată iarba cosită recent a fost spălată de ploaie și a acoperit recipienții de preluare a canalizării. Oamenii noștri s-au dus, n-au avut ce să facă decât cu grebla, cu ce o fi avut, să încerce să îndepărteze resturile vegetale de pe canalizare. Și reprezentanții primăriei dau vina pe clujeni. Trebuie să știe și acești proprietari că este important să mențină curățenia și să nu arunce mizerii, pentru că astfel se pot înfunda atât rigolele cât și canalizarea orașului. Un alt aspect care contribuie la adunarea unor cantități mari de ape pe străzile orașului este faptul că doar o mică parte din străzile Clujului au canalizare pluvială. Clujul are o proporție destul de mică de străzi pe care există canalizare divizoare, adică separată pentru ape uzate menajere și pentru ape pluviale. Condiția pentru ca să poți realiza o astfel de canalizare pluvială distinctă este să ai în apropiere un emisar, un pârâu, un râu, unde să poți descărca după aceea acele ape pluviale colectate de canalizare. Cea mai mare parte din Cluj nu se pretează pentru așa ceva. Reprezentanții companiei de apă spun însă că și în situația în care ar exista un astfel de sistem, acesta nu ar putea face față ploilor torențiale de genul celor căzute în aceste zile. Acum, ce să zic, părerile sunt și de o parte și de alta, adică sunt unii care spun, băi, e de înțeles ce s-a întâmplat pentru că s-au produs schimbări majore climatice, etc., etc. E și cealaltă categorie de oameni care spune următorul lucru. Dom'le, nu suntem într-o epocă în care avem tehnologie, sistem de meteorologie care prevede coagularea de nori, are o estimare a fenomenelor și așa mai departe, adică să intervii cumva, plus autoritățile, nu cumva, dracule, ar trebui să aibă mai multă grijă la posibilitățile de a veni a râului pe case, prin casele oamenilor sau drumurile să fie un pic mai ca lumea făcute, îndiguite, adică să fie niște chestii de-astea, părerea mea că dacă ești autoritate într-o zonă în care ai un risc de inundație și ție, repet, expresia asta mi se pare foarte potrivit, ție ți se fâlfâie că există acest pericol, nu e o certitudine, că de aia se numește risc, că nu e o certitudine, dar există o mare posibilitate să se întâmple și tu nu faci nimic. Ce să zic, frate, ești o autoritate proastă, după părerea mea. Asta se întâmplă. Știi că nu previzionezi. A, că se schimbă. Pe de altă parte, să ne mai gândim la încă o chestie. Băi, e iunie, e sezon în care de obicei plouă sau ce? Niciodată n-a mai plouat în iunie, frate. Adică ne-a luat iarăși prin surprindere luna iunie cu toate fenomenele ei. Băi, mă lași? Hai să fim serioși. Bun. Oricum, câteva imagini aș vrea să urmărim în clipele următoare de la seminarul de care vă povesteam că urma, la care urma să particip, seminarul de Aikido. S-au folosit, e un seminar la care s-au folosit niște arme de antrenament. Adică nu ne apucăm acolo să ne batem cu săbii, cu tăiși, cu minuni, că e mai complicat și e cu un prea mare risc. Ei, vezi, și noi am previzionat chestiunile astea și atunci am folosit niște arme confecționate din lemn, de exemplu o sabie din lemn care să nu fie atât de periculoasă și aș vrea să vedem împreună imaginile sensei Ulf Evenas din Suedia a venit să conducă acest seminar de echipă.
Maestrul suedez de Aikido conduce un club de profil din Göteborg, însă a început să antreneze încă din 1968, iar în anii 70 s-a pregătit intens în Japonia. Acesta a impresionat asistența cu o demonstrație de luptă cu sabia și bastonul. Scopul este să aducem oamenii împreună să practice Aikido. În acest seminar eu predau sabia și alte arme. Vreau să le fac cunoștință oamenilor cu lucruri noi, lucruri care ar putea fi interesante pentru ei. Ulf Evenas susține seminarii precum cel de la Cluj-Napoca în toată lumea, inclusiv în îndepărtata Australie. Yeah, interesant, nu? Vă invit să veniți la astfel de seminarii, sigur, cu, pe măsură ce se desfășoară în zona Transilvaniei, am să vă aduc și eu la cunoștință, dar altfel oricum se găsesc foarte multe informații și pe internet, pe pagina Fundației. Fundația Română de Aikido, de altfel, e cea mai mare organizație de Aikido din România și vă invit să-i urmăriți evenimentele. Din când în când mai avem imagini, iată, de acolo. Mai e încă un eveniment pe care îl punctăm rapid și apoi mergem mai departe, dar înainte de asta nu uitați să intrați pe Instagram și să urmăriți evenimentele pe care le punctăm prin fotografii. De asemenea, pagina de Facebook Bună Dimineața Transilvania, puteți să ne like-uiți sau să ne faceți propuneri cu privire la evenimente cărora să le acordăm o atenție mai mare. Mergem mai departe cu un eveniment, o gală ce a avut loc în Cluj. Clubul Lion, dacă nu mă înșel, a fost organizator al acestui eveniment și aș vrea să aflăm mai multe lucruri despre chestia asta împreună. Vom înmâna și câteva certificate de apreciere și câteva distincții sponsorilor, unia dintre cele mai mari proiecte ale cluburilor noastre și anume de telemedicină în epilepsie, care s-a desfășurat sau a început în luna mai acestui an, debutând cu concertul Orchestrei Mondiale a Medicilor. În cazul turneului din România era vorba despre crearea unei rețele de telemedicină pentru epilepsie în România, care este prima de acest fel, care probabil se va pune în mișcare. Și orchestra a participat cu mare entuziasm, știind care este această cauză și văzând cum organizarea se dirija către un succes. Turneul Orchestrei Mondiale a Medicilor s-a desfășurat timp de o săptămână în Cluj, Napoca, Brașov și București. Turneele au loc de 2 sau 3 ori pe an și au ca scop principal strângerea de fonduri pentru cazuri caritabile. Studioul TVR Cluj a fost premiat și el cu o distinție pentru sprijinul acordat în mediatizarea turneului susținut de Orchestra Mondială a Medicilor. Foarte bine, ia! Din nou, TVR Cluj a fost premiat pentru că dă către populație informații foarte utile și mi se pare și firesc să se întâmple asta. Probabil că dacă ar exista mai puțini oameni care să tot lovească în televiziunea publică, lucrurile ar merge un pic mai bine. Nu e ăsta motivul principal pentru care sunt probleme în acest moment, dar cred că o mică parte de acolo se trag diversele nereguli. Bun, astăzi va fi alături de noi Vlad Căpușan. Este unul dintre oamenii foarte curajoși, aș putea să spun, pentru că el este un alpinist care nu se dă bătut. De altfel, prin definiție, un alpinist înseamnă că merge mereu înainte, urcă și înfruntă toate greutățile. Are o poveste frumoasă. Din nou, el de altfel a mai avut expediții și experiențe interesante în această lume și mă aștept cu nerăbdare să vină în platoul nostru și să ne vorbească despre ascensiunea lui pe Ciolațe, 6.440 de metri are înălțime acest vârf. E enorm, numai când mă gândesc la 6.440, mă ia cu o amețeală, dar aminte să mai face respectiva ascensiune. Dar Vlad e un pic mai curajos decât mine în acest domeniu, sigur are și mai multă experiență și ne va povesti cum a fost în scurt timp. Până la alta, să vedem ce temperatură ne așteaptă astăzi și mâine. În
Înainte de toate să menționăm că avem în unele zone din țară o avertizare meteorologică de cod roșu pentru scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe unele râuri mai mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite ale râurilor. Până la ora 16 este această avertizare valabilă, după care lucrurile se vor mai potoli. În unele zone din țară este cod portocaliu, deci să vedem pe unde ne aflăm pe harta asta. Oricum pe ANM putem să intrăm și să vedem și acolo dacă ne interesează un punct anume. Temperaturii astăzi în zona Oradei se pare că temperaturile urcă până la 23-24 de grade Celsius. În Baia Mare astăzi vor fi maximum 22 de grade Celsius, la Cluj 20, la Miercurea Ciuc 18, la Brașov 20, iar la Sibiu 21 de grade. În ceea ce privește temperatura maximă pe care o atinge Oradea, să zicem, mâine, este de 30 de grade Celsius. La Baia Mare vor fi 28 de grade și zona respectivă. În zona Clujului ne așteptăm la 27 de grade, iar în zona Sibiului 28 de grade, la Brașov 27 de grade Celsius. Deci mâine temperaturile sunt ceva mai ridicate. În unele locuri, repet, pot continua ploile. Deci o umbrelă, mai ales din asta care se face mică, să o pui în genduță, nu o să strice nici pe departe, nici astăzi și nici mâine. Haide să vedem ce titluri găsim în presa de azi. Înainte de ziare, aș vrea să mulțumesc colegilor pentru, iată, cele două pahare interesante. Au zis așa, să beau un ceai și să sting cu apă. Deci vă dați seama ce tare este ceaiul ăsta pe care mi l-au făcut. Da, e ok. Ba, înseamnă că avem o dimineață tare. Jurnal Bihorean. Se întrevede capătul drumului cel mai devreme în toamnă. Întregul drum expres ar putea fi funcțional. Acum un capăt dă în gardul CFR. Ce tare, nu? Faci un gard și până acolo duci un drum. Și după aia n-are de când mașina să sară drumul, că ăsta zi, gardul, dacă vrea să meargă pe drum, nu? În maximum două luni, problema birocratică legată de cei 600 de metri liniari care lipsesc din drumul expres ar putea fi rezolvată, a anunțat ieri primarul Ilie Bolojan în prima conferință de presă de după votul care l-a reconfirmat în funcție. Bun. Conform edilului, în urma unei întâlniri cu ministrul transporturilor, s-a ajuns la concluzia că, domnule, trebuie ajustat. Corect, trebuia să vorbești cu ministrul ca să-ți dai seama că trebuie ajustat. În fine, trebuie ajustat cadrul legal astfel încât CFR să poată ceda terenul din triajul Oradean către primărie. Acum așteptăm doar să se îndeplinească toate lucrurile, dacă s-a făcut lumină în cazul cu pricină. Tot pe prima pagină, uite, avem acolo și medalii. Micile performere, sportivele Denisa Ilie și Dana Sfârlea de la CSS Bihorul au devenit campioană, respectiv vicecampioană națională la campionatul național de atletism pentru copii. Acesta s-a desfășurat la București. Bravo fetelor, felicitări și succes pe mai departe. Caută forme de agrement în regim de urgență. Cine, mă? Păi e vorba de primarul ales al San Martinului, tânărul Cristian Laza. Individul acesta vine la conducerea celei mai bogate primării din Bihor, cea din San Martin, dintr-o poziție de conducere în cadrul societății de turism Felix, astfel că are o radiografie exactă, scrie jurnalul ăsta bihorean, a ceea ce privește această ramură pe care se bazează dezvoltarea comunei. Eu mă așteptăm să vedem dacă are o radiografie exactă, o va folosi în interesul cetățenilor sau... Semn de întrebare. Da. În rest, mai putem să citim. Să menționăm că astăzi va fi iarăși seară de meci. România se duelează cu Naționala Elveției la Euro 2016. Băi, meciul ăla alalt, zic, cu cine am jucat atunci, cu Franța, a fost colosal. Colosal. Bă, sincer, dacă măcar se termina 1-1, dar pe urmă 2-1, dar băi, în ultimul minut! Și câteodată te întreb, băi, există coincidențe? Există ghinion? Ce există? Bine, pentru el alții o fi zis ori noroc, ori că, băi, a muncit.
Adevărul că ei au jucat foarte bine, deci într-adevăr a impresionat audiența și o echipă și cealaltă, dar mai ales echipa României. Monitorul Express, ziarul din Brașov, primele lucrări la clădirea gării Brașov, e titlul de pe prima pagină. Patru muncitori au instalat două schele în interiorul clădirii și s-au apucat de lucru curățând elementele decorative de pe pereți. Și ok, păi cum altfel să procedezi? Mi se pare ok. Titlul cumva mă duce la gândul că vor să facă o critică la treaba asta, că spre puțin oare să... Dar pare să fie ok. Gara Brașovia a intrat în igienizare. Dar primele lucrări au început timid ieri, când patru muncitori au instalat două schele în interiorul clădirii și s-au apucat de curățat elementele decorative de pe pereți. Aceste intervenții fac parte din lucrările de întreținere și reparații anunțate de CFR și Ministerul Transporturilor, care vor costa, potrivit administratorilor gării, 1,596 milioane de lei fără TVA, adică 1500 de milioane de lei. La care mai adaugi un TVA, deci vreo... Nici nu știu cât e TVA-ul aici. În fine, vreo 1800, să zicem așa, grosomodo, 1800 de... Nu, pardon, 1,8 milioane de lei. Eu cred că e pentru toate lucrările, nu? Așa scrie aici, o sumă totală, nu numai pentru faptul că vin nenii ăștia și dau cu cârpa pe praful, să șteargă praful de pe elemente, nu? E, acum că au început timid, hai să le dăm un pic de credit. Hai să zicem... Bă, uite, vă lăsăm, nu vă criticăm încă, vedem cum merg lucrurile pe mai departe și în cazul în care sunteți niște dorei pe schele, atunci cred că schimbăm foaia. Liviu Dragnea l-a pus cu botul pe labe pe Victor Ponta. Bă, mie nu mi s-a părut chiar așa, mi s-a părut că amândoi au cam luat-o în bot, dar în fine, ce știu, e o interpretare. Da, avem programul Rabla început, iată, în Brașov și nu numai. Sau mai citim despre Vibrate Festival, 8 zile de muzică în locuri neobișnuite. Cum? Da, uite, exact, dreapta sus. A, da, stai puțin, deci acolo sus este Vibrate. Și mai avem încă o știre pe care trebuie să o menționăm cu Mariana Târcă. Se întoarce, este noul antrenor al echipei de handbal senioare, urmând să facă echipă cu Dumitru Berbece. Noul staff tehnic va fi prezentat oficial astăzi. Succes, Mariana Târcă, și spor în pregătire. Zi de zi de Mureș. Prințul Charles face lobby pentru pajiștile târnavei mari. Bravo, domn, bravo. E o treabă bună. Mă bucur că prințul ăsta Charles e așa mai domol și mai potolit, nu face boacăneși. Își vede așa de treaba lui, știi? E pe jumătate ardelean, exact, cum spune colegul Radu. Deja la cât a venit în Transilvania și cât a tot cumpărat și a investit aici și a ajutat diversele gospodării sau, eu știu, meserii chiar să se păstreze, chiar putem să spunem că e mai mult decât jumătate ardelean, da. Și nenea asta așa foarte liniștit, tot își vede de treabă. Păi că într-o vreme, știi, unii mai înțepau bine, m-a venit și ăsta aici, ce, s-a plictisit în castel. Mă, nu cred că e vorba de asta, cred că e un om normal, care s-a întâmplat să fie într-o familie regală, dar care a primit o educație frumoasă. Adică omul a învățat de la mama, tata, ce știu cine, să fie potolit, să fie transilvanian, cum s-ar zice. E un articol fain, vă invit să-l citiți în pagina cu numărul 3 din Zi de Zi de Mureș. Mai citim despre Marriage Fest, sute de motocicliști sunt așteptați la acest festival pe două roți. Sau să citim despre Transylvania Horse Show. Este un spectacol de 10, cred că este ediția cu numărul 10, dacă nu mă înșel. A avut loc, pardon, în perioada 10-12 iunie. Au fost concurenți din 16 țări, precum și oficiale ai lumii ecvestre naționale și internaționale. Tare. Tabăra Sovata 1 aproape de redeschidere. Direcția Județeană de Sport și Tineret din Mureș și-a proiectat ca obiectiv principal pentru perioada viitoare redeschiderea taberelor școlare de la Sovata. Bă, la Sovata eu am auzit că se fac niște tabere fantastice, adică te simți super bine, ai condiții pentru o tabără foarte faină, cu mulți copii, cu chiar pentru tineri, deci sunt locuri suficiente, sunt locuri de agrement faine, e de mers. Și mi-e pare rău că a fost pauza asta în care nu s-a făcut mare lucru. Făclia.
Păclia de Cluj. UNEJR îi cere lui Chioveși să înceteze presiunea asupra Curții Constituționale. Uniunea Națională a Judecătorilor din România solicită public procurorului șef DNA Laura Codruța Chioveși, precum și liderilor de opinie, să înceteze presiunea asupra Curții Constituționale înaintea pronunțării cu privire la constituționalitatea abuzului în serviciu. Dar bă, tu îți dai seama, deci fii atent ce se întâmplă. Abuzul în serviciu, dacă îl scoți acum, toți ăștia care sunt cercetați pentru abuz în serviciu, adică ce înseamnă, domnule, abuz în serviciu? Adică, bă, eu sunt șeful aici, eu decid, nu m-am mai luat tu că ar trebui să fac aia sau aia, înțelegi? Cam așa, exprimat pe înțelesul tuturor, pe acolo e abuzul în serviciu, știi? Adică ai făcut mai mult decât trebuia, tu, folosindu-te sigur de calitatea ta de șef, că de aia, dacă nu erai șef, nu prea ai ce să faci abuz în serviciu. Bun, și acum vine treaba asta cu dezincriminarea. Bă, dar de ce să o dezincriminezi? De ce să nu o lași dracu acolo? Și tu, să, cu om în conducere, să fii un pic mai în cadrul tău de atribuții de serviciu, știi? Mie mi se pare mai normal să fie așa. Bun, în cazul în care s-ar aproba astăzi povestea asta cu dezincriminarea abuzului în serviciu, toți care sunt într-un proces din ăsta de cercetare, scapă, pasma curată, firește. Știi? Ok. Nu e ok, dar mă rog. Și acum vine Uniunea Națională a Judecătorilor care zic, bă, renunțați la presiune. Eu zic să mergem un pic și pe argumente. Indiferent ce, care e problema? Cum adică să renunțați? Ce presiune, mă, presiune? Presiune, deci presiune este când, cred că într-o altă situație decât atunci când aduci în discuție, știi? Aduce în discuție, bă, e bine sau nu e bine? Uite ce se întâmplă dacă se dezincriminează abuzul în serviciu. Uite ce se întâmplă când ai situații de abuz în serviciu. Și așa mai departe, știi? Astea nu mi se par presiune. Acum, o fi și altele pe care le-o fi făcut pe acolo. Eu știu ce, nu stau toată ziua să urmăresc pe Laura Căduța Căvești și pe unde merge, ce face, cum zice și așa mai departe. Dar cred că e util să se producă dezbateri în spațiul public. Până la urmă, măcar băi, dacă oamenii nu știu ce înseamnă treaba asta cu abuz în serviciu, păi măcar explică-le, nu? Așa ar fi logic. Dacă să zice în judecători, zic, bă, voi nu înțelegeți nimic despre asta. Hai, spune nouă cum e. Noi ăștia proști vrem să știm cum se procedează, domnule. Că legea asta zice că e pentru toată lumea. Da? Și când DNA-ul începe și mai, știi, dă peste meclă celor care își uită lungul nasului sau, mă rog, motivul pentru care e pus într-o funcție sau într-o poziție, vin unii și zic, bine mă, și DNA-ul ăsta, mă, atâta face la dosare de... Frate, nu o să mai avem oameni pe care să... Da, foarte bine, foarte bine. Băi, dacă te simți cunosc ca pe căciulă, n-ai ce să cauți într-o funcție de conducere. Dacă te știi că nu te poți abține, n-ai ce să cauți într-o funcție de conducere. Da, eu cred că la un moment dat tot s-ar putea selecta. Băi, când am auzit pe ăsta, cum a zis el, că românii trebuie să aleagă. Fie o pâine, fie cătușe sau ceva de genul, nu? Sau o pâine cu cutușă sau ceva de genul. Cum a zis, mă? Stai să mă gândesc. Radule, n-ai fost pe fază? Cum a zis? Deci să aleagă ori oameni cu cătușe, dar să aibă pâine asigurată, ori oamenii, nu? Băgați acolo sau fără pâine, ceva de genul. În fine, ideea, nu? Nu așa a zis. Cum a zis? N-are rost să ne încărcăm emisiunea cu astfel de probleme. Bă, are rost. Pentru că mie mi se pare foarte logic, cum au zis câțiva dintre oamenii pe care m-au urmărit în zilele trecute, zic așa, domnule, eu oricum muncesc pentru pâinea aia pe care o mănânc. Eu muncesc pentru pâinea aia, nu vine statul să-mi dea mură în gură. Deci, dacă eu muncesc pentru pâinea aia, mie mi se rupe că tu ești amenințat sau nu de cătușe. Mai mult, dacă te amenință cătușele pentru că ceva te-a mâncat la degețele, n-ai decât, frate, să ți le pui, adică să te lași, adică... Eu accept să prinzi mâinile în cătușă, știi? Pentru că eu oricum lucrez pentru a-mi câștiga pâinea. Deci nu mă condiționezi tu pe mine, frate, îți dau pâine dacă închizi și tu ochii la măgările pe care le fac eu. Deci o tâmpenie mai mare decât chestia asta nu am crezut că pot să aud vreodată în viața mea. Și iată că nici măcar n-am ajuns la jumătatea vieții și am și auzit-o.
În fine, revenind, clujenii așteptați astăzi să-l omageze pe Eminescu. De asemenea, un alt titlu, 10 de subsoluri și gospodării din județul Cluj au fost afectate de ploaie. Mai vorbit despre asta, nu mai insistăm acum. Best of Arte, expoziție de final de an, concerte și inaugurarea de noi săli la Școala de Arte din Cluj. Dacă vă interesează, puteți să găsiți acolo detalii. Informația Harghitei, primele trepte către înalta performanță. Avem un articol despre oameni, locuri și întâmplări. În paginile 4 și 5. Curtea de apel Târgu Mureș a respins recursul primăriei Miercurea Ciuc. Instituția din municipiul Harghitean este obligată să înlăture drapelul secuiesc al Ungariei de la sediul ei, ceea ce mi se pare firesc. Bărbat rătăcit pe munte, găsit de către jandarmi și salvamontiști, sau un articol despre distribuția gazelor naturale, care se pare că se va asista mâine, în data de 16 iunie, pe mai multe străzi din Miercurea Ciuc. Ora de știri. Scrie despre Daciana Constanța, care recidivează în sensul frumos, a obținut marele premiu la secțiunea folclor în concursul Bravissimo de la Mykolaiv din Ucraina. Bravo! E o fetiță de aici, din Câmpia Turzii, foarte implicată în domeniul ăsta al muzicii. Monitorul de Arieș, reașezări după alegeri. În mai puțin de două săptămâni, Turda va avea o nouă administrație locală, cam în același interval de timp este așteptată și reconfigurarea autorității municipale din Câmpia Turzii. Ce s-a întâmplat și în alte localități din județ, o găsim în Monitorul de Arieș. Nu insist aici atât de mult. Citim despre indemnizație de șomaj pe o perioadă de 6 luni pentru absolvenți, lucru pe care, de altfel, îl știm de ceva vreme, sau, de ce nu, să ne amăgim puțin cu promisiuni oficiale de ieftinire a energiei. Monitorul de Cluj, Gulliver se mută pe strada Mozart. Primăria a aprobat blocuri de 8 etaje între case. Pe strada Mozart se pot construi blocuri cu 8 etaje, deși regimul maxim de înălțime este P+2E. O modificare ce datează din 2014 permite construirea unor giganți de 24 de metri. Nerespectarea regimului de înălțime este un adevărat trend la Cluj-Napoca de mai mulți ani, scrie Monitorul de Cluj. În rest, despre, desigur, dezastrele de pe străzile Clujului, cred că Monitorul scrie la un moment dat, nu știu dacă nu cumva pe pagina de Facebook sau în fine, că încet, dar sigur, Clujul se transformă sau ceva de, Clujul se transformă într-o Veneție a României sau ceva de genul acesta. Toate produsele biocide din spital sunt testate în laboratoarele acreditate? Cum toate? Toate biocide? Zicea parcă ministrul sau purtător de cuvânt al Ministerului Sănătății că sunt bani pentru 42 de substanțe să fie testate din cele peste 150. Eu așa am înțeles din declarația lui pe care am auzit-o la radio, da? În fine, or fi și alte detalii pe care le-am pierdut eu. Primar ales în arest, investit în catedrală, edilul reales al orașului Baia Mare vrea să depune jurământul de investire în funcție într-o catedrală. Dar acum, fii atent, cât de tare e treaba asta? Deci omul e în închisoare, știi? Omul e închisoare și în jurământul ăla de depunerea jurământului, el o să zică ce? Jur să respect legile țării. Deci cât de paradoxal, cât de cinic sau cât de, cum să zic eu, cum se numește o situație de genul ăsta? Cum? Nu știu, pe ultima pagină despre România, Elveția, un polițist și soția sa uciși la Paris de ISIS, ai de capul meu. Urât, dar e de citit dacă vreți în pagina 10, nu ar vrea să insistăm noi în mod deosebit. În clipele următoare, în schimb, aș vrea să vedem de-a lungul timpului ce evenimente s-au trecut în istorie, în data de 15 iunie. Da, sunt pregătită, dar trebuie să mi le aduc și în față fițuicile astea. Pope, pe bune, deci n-am reușit, cât am învățat eu istoria, n-am reușit să țin minte toate chestiile astea. Da. Și atunci, împreună cu colega Corina, ne organizăm și facem această rubricuță. În 1167, în data de 15 iunie, a fost întemeiat orașul Copenhaga, ce a devenit capitala regatului danez în anul 1443. În anul 1502, în timpul ultimei sale expediții, Columb a descoperit insula Martinica. Iar în 1520, papa îl excomunică pe Martin Luther din biserica
catolică. În 1839, Charles Goodyear, inventatorul cunoscut, a descoperit vulcanizarea cauciucului, procedeu prin care acesta devine insensibil la variațiile de temperatură. O treabă foarte importantă, mai ales șoferii știu despre ce e vorba. În 1848 a fost sfințit drapelul național tricolor, adoptat prin decret în 14 iunie, deci cum ar veni cu o zi înainte, de către guvernul revoluționar de la București. Drapelul avea culorile albastru, galben, roșu și avea înscrisă deviza dreptate, frăție. În 1875, la București s-a înființat Societatea de Geografie, iar în 1940, în cadrul celui de-al doilea război mondial, a fost fondat lagărul de exterminare de la Auschwitz, destinat inițial oamenilor politici din Polonia. În 1977, la Paris, a fost inaugurat atelierul lui Brâncuș, reconstituit pe Esplanada Beaubourg, într-o clădire separată de clădirea Muzeului de Artă Modernă Pompidou. Dacă mergeți acolo, vă invit să intrați și în acest atelier al lui Brâncuș și chiar în imediată apropiere a centrului impresionant de mare Pompidou. Spațiul cuprinde 148 de sculpturi și încearcă să redea atmosfera atelierului sculptorului din Impasseronzi. În 1985 a avut loc ultimul spectacol al cenaclului Flacăra, se întâmpla în Ploiești. Spectacolul și cenaclul, de fapt, au fost interzise de către autoritățile comuniste. A fost înființat înainte cu câțiva ani, în 1973, deci asta, interzicerea asta s-a petrecut în 1985. El se înființase în 73 și a fost condus vreme de 12 ani de Adrian Păunescu. Mai spunem că în 2005 Casa Bloomsbury din Londra a scos la licitație prima ediție a romanului autobiografic Mein Kampf, semnat de Adolf Hitler, iar în 1893 s-a născut Ion Marin Sadoveanu, în 1943 s-a născut Johnny Holiday, iar în această zi de 15 iunie, oricine, altcineva care nu este o mare vedetă să fie trecut acolo pe o listă a celebrităților, dar dacă își aniversează ziua de naștere din partea noastră, multă bucurie, multă sănătate, chermeză mare și, sigur, dacă vor să ne cheme și noi, pe noi, cred că putem să participăm la această petrecere de zi de naștere. Încă o dată, la mulți ani, haide în clipele următoare să urcăm încet, încet pe munte prin intermediul poveștilor lui Vlad. Ei bine, așa cum spuneam și la începutul emisiunii, vârful acesta impresionant, îți dai seama, dacă are 6440 de metri, e impresionant și cred că e impresionant și prin felul în care poate fi nu cucerit, că am înțeles că alpiniștii nu preferă acest cuvânt, dar vizitat, să zicem, de către alpiniști e cu atât mai colosal de ascultat. Vlad Căpușan împreună cu arădeanul Zsolt Toroc au încheiat de puțin timp ascensiunea pe vârful Ciolațe. Ciolațe. Bună dimineața! Bună dimineața! A fost o nouă experiență interesantă pentru tine. Tu nu ești la prima urcare pe un munte și văd că din ce în ce mai mult te aventurezi. Da, a fost o experiență foarte intensă pentru mine, pentru că noi am mers într-o perioadă chiar înaintea musonului, iar condițiile, vremea sunt foarte, foarte proaste, foarte instabile în această perioadă, dar mai mult decât atât, noi ne-am ales un vârf care, deși nu este cunoscut, nimeni nu prea a auzit de el, este unul dintre cele mai dificile din zona Everest, deci este considerat cel mai tehnic vârf din punctul ăsta de vedere. Ce înseamnă, de fapt, dificultatea asta? Noi avem și câteva imagini, da, pe care le-ați făcut voi în această expediție. Dificultatea e dată de ce anume, față de alți munți, să zicem, pe care i-ai escaladat? Păi, în primul rând, dificultatea nu este dată de altitudine. Deci nu altitudinea dă dificultatea în Himalaya, ci, să zic, cât de vertical sunt pereții pe care trebuie să urci, ce condiții ai, ai gheață, ai stâncă, cât de lungă este ruta pe care trebuie să mergi. Noi am întâlnit
toate felurile de condiții, am avut și de cățărat pe stâncă, am avut și de cățărat pe gheață, am avut și o creastă așa tip cuțit, foarte, foarte îngustă. Deci a fost chiar o experiență complexă, să zic așa. Deci timp de 4 zile am trăit la maxim. Eu nu am făcut niciodată o escaladă de genul ăsta și atunci îmi permis să pun o întrebare care pentru tine poate fi naivă. Dar tu când ești acolo, ești la baza muntelui. Cum faci tu să-ți stabilești drumul, traiectoria? Adică tu vezi vârful acolo undeva, da? Bun. Îți trasezi o linie imaginară și te duci indiferent că ai stâncă, perete, vale, ce mai poate să intervină? Sau există cumva, ți-ai făcut înainte o, nu știu, o hartă care să-ți stabilească traiectoria? Cum se procedează? Noi avem, să zic, o zi, două în tabăra de bază pe care o petrecem doar analizând traseul. Ne uităm, vedem care sunt condițiile, facem fotografii, le studiem pe calculator, avem uneori chiar și imagini din satelit cu muntele văzut din diverse părți. Avem, pot să zic, o muncă de documentare chiar la fața locului, deci în tabăra de bază. După ce am stabilit concret care este ruta, am făcut o strategie, deci o strategie este foarte importantă în genul ăsta de ascensiuni, alegem echipamentul. Echipamentul este foarte important pentru că fiecare kilogram la o altitudine de peste 6000 de metri poate fi echivalent cu 5 kilograme. Și atunci trebuie ales foarte bine și iei doar ce ai nevoie, deci nu iei nimic în plus. După ce ai făcut rucsacul, ai făcut o strategie bună, pornești cu coechipierul spre vârf. Și bineînțeles, contează foarte mult și prognoza meteo. Eu, să fiu sincer, noi știam din start că nu vom avea o vreme bună, așa că am și renunțat la ideea de a mai ne uita după sau de a mai aștepta o fereastră de vreme bună. Noi acum în imaginile de aici vedem... Aici comunicați voi, vedeți ce se întâmplă. Astea sunt imaginile făcute de voi, da? Da. El este cu echipierul meu, Joel Terec, în tabăra de bază, în tabăra 1 de pe munte, undeva la 5500 în această imagine. Comunicam cu tabăra de bază, de fapt, care ne spuneau că nu vom avea vreme bună și că urmează să vină ninsori, urmează să vină condiții tot mai proaste. Și chiar acesta a fost momentul în care am luat o decizie. Fie continuăm, fie mai așteptăm. Și până la urmă știam că nu avem nimic de pierdut. Dacă așteptam, nu s-ar fi schimbat nimic. Așa că am ales să continuăm încet, dar sigur. Mi se pare cumva interesant cum ai spus că nu avem nimic de pierdut. Păi când ești acolo pe munte, în condiții neprielnice, cum să nu ai de pierdut? Deci mi se pare incredibilă atitudinea asta de om care merge mai departe orice s-ar întâmpla. De fapt, cred că e o caracteristică întâlnită la toți alpiniștii. Absolut. Pentru că altfel nu văd de ce să te aventurezi într-o astfel de încercare decât dacă tu știi sau ai convingerea sau ai încrederea în tine că poți să ajungi acolo. Da, e drept. Dar spuneai că tu știi dinainte de faptul că perioada meteorologică sau de climat sau nu știu cum se zic, nu e favorabilă pentru astfel de călătorii și totuși v-ați dus. Da. De ce ați luat decizia asta? De ce n-ați așteptat, nu știu, să se facă, habar n-am, zic așa, august, când o fi vreme bună, de exemplu? În primul rând, în Himalaya sunt două sezoane, în primăvară și în toamnă. În vara este musonul, deci este impracticabil. Noi am ajuns în perioada asta acolo pentru că Jolt a mai avut încă o expediție înainte. Noi ne-am întâlnit, să zic, foarte din scurt, am petrecut o zi în tabăra de bază, după care am pornit în sus. E foarte important de știu că pe vârful ăsta au mai urcat doar 30 de persoane în toată istoria. Au mai fost alți români? Nu, n-au deci mai fost. Deci primii români, da, care ați ajuns fost pe acest primii vârf. Români, da. Și culmea că în aceeași perioadă pe Everest au urcat peste 550 de persoane. Deci poți să-ți imaginezi diferența dintre vârful nostru pe care n-a mai urcat nimeni de vreo 2-3 ani și Everest pe care în cele 5 zile în care noi am urcat în sus a urcat peste 550. Deci acolo deja este o afacere, este o rută comercială, este chiar o industrie. E de fapt motivul pentru care voi nu ați vrut să mergeți pe Everest și ați ales un vârf mai puțin cunoscut? Da, absolut. Este cel mai important motiv.
În sensul că pentru noi nu înălțimea contează, ci contează dificultatea rutei, contează frumusețea muntelui și noi am ales, sincer, cel mai tehnic munte care l-am găsit și care există în zona Everest. Păi, de cât timp faceți astfel de expediții, escaladări? Eu personal de 13 ani acum și Jolt, practic, el din asta trăiește. El este alpinist profesionist, are, cred că, peste 25 de ani de experiență și pentru noi, deși a fost prima colaborare, să zic, a fost extraordinar. Deci ne-am înțeles perfect. Jolt este din Arad, tu din Cluj, da. Firește. Și spuneai că înainte nu v-ați mai, adică n-ați mai avut astfel de experiențe împreună, dar vă știați, bănuiesc, dinainte, sau cum ați stabilit legătura, cum ați luat decizia, hai să mergem, băi, prieten, hai să, nu vrei tu ce faci în weekend, hai să mergem și noi până pe Ciolațe, nu cred că s-a produs chiar așa. Nu, acest vârf Ciolațe este un vârf foarte vânat, în special de alpiniștii buni, să zic, și a fost un vârf pe care s-a dorit să se organizeze niște expediții și în trecut, niște expediții românești. În schimb, nu s-a concretizat niciodată nimic. Deci de cred că 15 ani s-au tot pus cap la cap niște planuri, dar nu s-au concretizat. În primul rând, pentru că este un vârf foarte dificil, ai nevoie de o echipă foarte puternică și depinzi foarte mult de condiții. Deci, în același sezon, cu cred că 2-3 săptămâni înainte, au fost echipă de austrieci care n-au reușit să urce pe vârf. A fost și o echipă din Mexic care la fel au încercat, n-au reușit. Noi am fost a treia echipă, trei cu noroc, așa că am reușit până la urmă să urcăm sus. Nu știu ce să zic eu. Sigur, cred că și norocul își aduce cumva contribuția, da, la o reușită de genul acesta, dar voi trebuie să fi avut ceva avantaj față de celelalte echipe. Nu știu, ori poate experiența, ori curaj mai mare, ori nebunie mai mare, ori pasiune mai mare. Deci ceva trebuie să fi fost în plus față de celelalte echipe. Nu știu ce să zic. În schimb, pot să spun că am fost la limită timp de 4 zile, deci am intrat pe, la un moment dat, mai ales la coborâre, chiar am intrat pe o stare de supraviețuire, în sensul că nu mai aveam nici mâncare atât de multă, dar problema era că în fiecare zi noi am urcat 12-13 ore în continuu. Și atunci clar că la altitudinea aia, cu rucsacul în spate, în condițiile acelea în care cațeri, nu mergi pe o potecă, te epuizează fantastic. Și atunci probabil că după 2-3 zile unii ar fi renunțat. În schimb, noi am tot continuat și până la urmă am ajuns pe vârf. Scuză-mă că te întreb, nu știu dacă e banală sau nu întrebarea, dar cum te automotivezi tu să mergi? Pentru că eu îmi închipui așa, ești pe muntele ăla cu zăpadă, cu gheață, înfrigurat probabil, sau în fine, ai tu ceva echipament, dar oricum îți trece frigul pe la urechi, pe unde o fi. Vorba ta, ești epuizat, că nu ai mâncat o friptură bună făcută de mama sau mai știu eu ce, că lucrurile sunt un mic somnul, nu cred că a fost cum în perna de puf de acasă. Deci sunt niște condiții extreme, exact cum ai zis tu. Ești la limita aia de supraviețuire, te poți întoarce oricând și totuși vrei să mergi mai departe. Cum te automotivezi? Ce spui? Băi, Vlad, hai, încă un pas. Cum faci? Păi, în primul rând, n-aș fi vrut să regret o viață întreagă faptul că ne-am întors de la 500 de metri dinaintea vârfului, pe de-o parte. Iar pe de altă parte, știam că putem să o facem. Adică aveam capacitatea fizică, aveam capacitatea psihică, care cred că este cea mai importantă, și nu ne-am dat bătuți. Până la urmă, cel mai important pentru noi a fost echipa. Ne-a motivat unul pe celălalt în permanență. Deși a fost o luptă pentru fiecare metru, în sensul în care la fiecare metru luptam cu noi înșine ca să ne depășim limitele și să urcăm mai sus, mai sus. Ați avut momente din acelea în care, eu știu, nu știu, poate Jolt să spună ție sau tu să-i spui lui Jolt, băi, nu știu ce să zic, nu prea mai pot, și să vină celălalt, știi, cu echipierul, să vină și să susțină, să motiveze, hai că mai putem, suntem împreună, în forță, ducem steagul, nu? Că bănuiesc că ați ajuns. Da. Deci au fost momente din acestea în care
un pic să, să fii la marginea deciziei de a renunța și să vină celălalt să, știi, să ridice moralul echipei? Absolut. Deci în permanență au fost astfel de momente și în permanență eram la, la limita dintre a continua sau a renunța. Dar tocmai acolo era decizia crucială, în sensul în care știam că putem să ne întoarcem la, la Căldurică, știam că putem într-o zi să fim în tabăra de bază, să discutăm cu bucătarul și să comandăm la cină ce dorim. În schimb, știam că vârful în fața noastră, obiectivul la care am visat timp de 2 ani de zile, se află acolo sus și indiferent de vreme, indiferent de condiții, știam că putem să-l atingem. Și nu am, nu am fi putut suporta un, un eșec de genul ăsta, era prea mult. Ce faină chestia asta, știam că îl pot atinge, deci super încrederea pe care o ai în tine, cunoscându-te, da, știindu-ți capacitățile și având, având tot curajul ăsta, mie mi se pare impresionantă și sunt, e, e clar o lecție de viață. Acum nu putem cu toții să urcăm pe vârful Ciolațe și să ne testăm așa, dar cred că putem să învățăm din, din experiența ta și să ne, măcar să ne însușim câteva din cele pe care le-ai povestit tu și din experiența ta. Da, să știi că eu cred că pentru fiecare persoană există un vârf, chiar dacă vârful ăla poate fi într-un birou sau pe o cărare în pădure sau indiferent de, de altitudinea pe care o atingi, important e să depășești limita și atunci îți atingi vârful, practic. Pe scurt, nu știu dacă am înțeles bine, dar unul dintre planurile voastre este totuși să ajungeți pe Everest, însă pe un traseu mai puțin cunoscut. Unul dintre planurile noastre este să ajungem pe un vârf de 8000 de metri, dar pe un traseu tehnic, deci nu pe Everest, pe un alt vârf de peste 8000 de metri, dar pe o rută pe care n-a mai fost nimeni. Și v-ați gândit care să fie acest munte de peste 8000 de metri? Da, da, e un munte din, din Tibet, se numește Shishapagma. Shishapagma, ok. Shishapagma, da. O să mai exersez denumirea. Da, da. Și acum punem cap la cap expediția. Bineînțeles că astfel de, de expediții costă foarte mult. De unde sunt banii ăștia? Sunt sponsori care să vă susțină, de exemplu, și pe Ciolațe. Ați avut companii care au înțeles cât de mult contează să vă ofere sprijinul financiar? Da, am avut niște companii care ne-au ajutat, am avut niște sponsori extraordinari. Dar cu cât mergi mai departe, dacă deja mergi în Tibet, costurile cresc exponențial. Pe vârfuri de 2000 de metri există niște permise, deci doar permisul de a urca pe vârf poate costa 3-4000 de dolari, plus logistica, plus noi am avut peste o jumătate de tonă de echipament, am avut iaci, porteri, bucătari. Deci, na, plus elicopter, un avion care ne-a dus echipamentul. Wow, deci putem să facem un film întreg, da, pe tema. Dincolo de, de, să zic, ascensiunea în sine, care a durat doar 5 zile, în spate stă o logistică extraordinară și stă, stau multe luni de, de muncă, până la urmă. Iar traseul pentru vârful de 8000 de metri, cam pe când e planificat a fi făcut? Noi sperăm cât mai repede, poate chiar în toamnă. În toamnă deja? Da, wow, da. Se pare că se micește timpul. Spuneai că pregătirea pentru expediția de Ciolațe a durat 2 ani. Absolut, 2 ani de zile am visat. Acum noi deja considerăm vârful Ciolațe ca o pregătire pentru ceea ce ne dorim să facem în toamnă și deja am și început antrenamentul pentru următorul proiect. Ce înseamnă acest antrenament? Cum te antrenezi pentru cățăratul pe vârf de 8000 de metri? Sincer, e un antrenament spartanic, mai ales în ultima lună, în sensul în care alergi, cățări, mergi la sală, noi în fiecare weekend ne întâlnim, mergem la munte, avem 3-4 zile de antrenament în weekend. Până la urmă încercăm să ne depășim în permanență limitele, chiar și la antrenamente, pentru că doar așa poți să crești nivelul. În alpinism, într-o singură zi poți consuma de 2 ori mai mult decât la un maraton. Iar îți dai seama, în 5 zile de ascensiune sau poate chiar 2 săptămâni, poți avea o situație în care 2 săptămâni urci în continuu, epuizarea fizică e extraordinară. Pe
toamnă vrei să mergi tot cu Jolt? Da. Sau va fi tot cu Jolt? Deci da. Echipa s-a sudat foarte bine. S-a sudat foarte bine. Mergem mai departe, iată, într-o nouă expediție. Absolut. Îți mulțumesc foarte mult, Vlad. Și eu îți mulțumesc. Îți urez succes și aștept cu nerăbdare să te întorci, tot așa să ne aduci imagini și povești și motivare. Mulțumesc tare mult, cu siguranță. Ne întâlnim și mâine dimineață, începând cu ora 8, desigur, toate bune!